Creștinismul ca orice altă religie s-a născut într-un anumit context istoric și cultural, da, într-un anumit timp și într-un anumit loc. Pentru creștinism acest context se întâmplă să fie Orientul Mijlociu antic, la începutul secolului I. În timp ce contextul istoric al nașterii creștinismului este neschimbabil și static, la fel ca ora și locul înscrise în certificatul de naștere al unei persoane, în acest sens contextul său cultural nu mai există. Cultura, prin definiție, este dinamică și în continuă uh, schimbare. Uneori încet și treptată, alteori rapid și dramatic. Chiar și părinții bisericii s-au confruntat cu aceeași provocare de adaptare a mesajului scripturii la cultura lor, fiind sensibil față de aspectele culturale, da, carul conciliilor bisericii, în care uh, au definit dogmele credinței creștine și, în același timp, au dorit să permită comunicarea acestora într-un mod relevant contextelor păgâne. Mai mult decât atât. În timp ce creștinismul are o bază solidă, de neglintit, forma lui este flexibilă, în funcție de matrița culturală în care se află. Din această situație, chiar paradoxală, se naște o tensiune între păstrarea credinței curate și neîntinate și încercarea de au adaptat cu înțelepciune, creativitate și versatilitate la propriul context, pentru a rămâne relevant culturii contemporane. Deși au existat voci care au pus sub semnul îndoielii locul culturii în dezbaterea teologică, întrucât susțin aceștia adevărul este derivat din revelație și nu din experiența umană. Contextualizarea a deschis noi perspective legate de cultură și de modul în care aceasta se uh, conectează cu mărturile Scripturii. Creștinismul a fost întotdeauna în tensiune cu culturile predominante, indiferent unde a existat. Dar ce se întâmplă atunci când creștinismul insistă să își mențină fundamentele și practicile uh, religioase, indiferent de cultura în care se află? E bine, apare criza. Apare tensiunea contextuală. Un studiu al diferitelor contexte culturale creștine ne arată că unele biserici încearcă să rezolve tensiunea prin două extreme. O, o, o extremă ar fi construirea unui pod între credință și cultură, adică asimilare. Bisericile din această categorie încearcă să, să se integreze adaptându-și doctrinele fundamentale și practicile religioase la cultura contemporană. Ei bine, istoria a dovedit de nenumărate ori că astfel de biserici își pierd eficiența. Da, doing things right și eficacitatea doing the right things. Citim în 1 Samuel în capitolul 8 că iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Sau în Evanghelia după Matei voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Aceste biserici renunță la chemarea lor de a ajuta la remodelarea și reformarea culturii. Ceea ce a fost inițial o tensiune sănătoasă, se distramă parcă într-o duplicare fadă. A valorilor nevlavioase ale contextului, da, generând o criză. Și vedem numero numeroase biserici în Cluj, în București, în România, care merg pe această paradigmă. De altfel, vedem biserici care construiesc un zid între credință și cultură. Da, și aici vorbim de izolare, o altă extremă. Bisericile din această categorie pot lua forma pasivă a retragerii la convingerile fundamentaliste. Insistând asupra faptului că uh, practicarea credinței trebuie făcută în formele sale originale, cele mai pure, acordând credit vremurilor bune de odinioară. Însă, această extremă poate de asemenea să fie agresivă, uh, chiar impunându-se, militând din cauza diferențelor uh, de credință, de practici, de viziune asupra lumii, generând, la rândul ei, o criză. Cu toate acestea, nu numai biserica la începuturile ei sau misionarii s-au regăsit în fața acestei provocări, dar și biserica locală contemporană este martora unor schimbări culturale semnificative. Cei care au fost martorii progresului tehnologic galopant al ultimilor ani au putut observa cum, într-o generație, modul de interacțiune al oamenilor efectiv s-a schimbat. Pe lângă așa-numita interacțiune face-to-face, da? Astăzi, comunicarea se poartă pe mai multe planuri: prin e mail SMS-uri, chaturi pe diverse aplicații, apeluri video sau alte forme de comunicare facilitate de tehnologie. Continuând exemplificarea impactului tehnologiei, se poate observa cum biserica s-a adaptat noilor posibilități. Cântările nu se mai cântă din cărțile de cântări, ci sunt uh, proiectate video pe ecran. Uh, programele bisericilor sunt transmise live pe internet și mai apoi stocate pe pagina bisericii, putând fi accesa accesate și vizualizate oricând. Uh, comunicarea diverselor uh, grupuri din biserică, fie ele grupuri de închinare, coruri, da, grupe de adolescenți, familii tinere, se realizează mai nou pe pagina de Facebook a bisericii ori pe aplicația ale telefonului. Termenul de Contextualizarea a apărut pentru prima dată în anul 1972, da, într-o publicație a Fondului uh, Teologic Educațional intitulată uh, Misiune în Context. Contextualizarea a fost descrisă ca fiind capacitatea de a răspunde relevant Evangheliei, de a în cadrul specific în care se regăsește o persoană. În fața schimbărilor sociale sau ale provocărilor, provocărilor culturale, Biserica a trebuit să răspundă în mod practic la întrebarea cum se poate prezenta Evanghelia și biserica într-un mod relevant cultural, însă fără compromiterea adevărului. Pentru ca biserica al secolului 21 să devină relevantă în contextul istoric și cultural, actual, în cel în care ne aflăm, trebuie să se concentreze pe închinarea înaintea lui Dumnezeu ca fiind inima și pulsul bisericii creștine. Care sunt câteva elemente, să zicem, preliminare ale închinării? E bine, doctrina creștină transcede cultura. Dacă temelia Bisericii lui Hristos este puternică și de netlintit, forma de manifestare a credinței este flexibilă în funcție de forma culturală în care se află. Dar doctrina creștină rămâne neschimbată, indiferent de contextul istoric sau cultural. Propovăduirea și practicarea doctrinei creștine printr-o închinare continuă înaintea lui Dumnezeu oferă bisericilor locale libertatea de a folosi creativitatea cu înțelepciune pentru o contextualizare autentică. De asemenea, închinarea creștină, trebuie să înțelegem, este contextuală. Închinarea reflectă modelele locale de vorbire, de îmbrăcăminte, de arhitectură, de gestică și alte caracteristici culturale în limitele moralității. Într-o Întruparea Domnului Isus, într-o cultură specifică ne-a oferit nouă atât un model cât și un mandat. Evanghelia și Biserica nu au fost niciodată menite să fie exclusive sau limitate la o anumită cultură. Mai degrabă, vestea bună, Evanghelia, urma să se răspândească până la marginile, marginile pământului, înrădăcinând profund Biserica creștină în diversele culturi locale. Înțelegem că contextualizarea este o sarcină necesară pentru misiunea Bisericii în lume. În cartea uh, sa despre închinare universală, Charles. Farhadian sublinează cât de important este să apreciem imensa varietate de expresii ale închinării creștine, pentru a lua în serios contextul social și cultural care joacă un rol atât de important în închinare, cu accent pe cultură ca potențial, nu ca problema închinării. Totuși, trebuie să înțelegem că închinarea creștină nu este modelată de cultura seculară. Dar închinătorii adevărați sunt conduși de principiile scripturii și își iau în serios chemarea de, de afisare și lumină în locul în care trăiesc. Acolo unde există segregație rasială, creștinii sunt chemați să, să spargă barierele sociale și să promoveze reconcilierea pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare cultură conține uh, elemente păcătoase, corupte, dezumanizante, care sunt în contradicție cu Evanghelia lui Hristos. Biserica lui Hristos este în lume, dar nu din lume rezistând aspectelor culturii, care compromit integritatea mesajului Evangheliei și implicându-se cu entuziasm în cultura sa, cu vestea bună a Evangheliei lui Iisus Hristos, care vine în fiecare cultură, dar nu este legat de nicio cultură. De asemenea, închinarea creștină este transculturală. Împărtășirea resurselor de închinare la nivel intercultural, pot spune, extinde viziunea noastră asupra lui Dumnezeu. Ne ajută să-L înțelegem mai bine. De asemenea, uh, repertoriul nostru de expresii uh, ale închinării se dezvoltă tot mai mult și cred că se cristalizează și mai bine înțelegerea noastră despre împărăția cerurilor. În rândul teologilor s-a conturat o convingere puternică a faptului că o teologie uh, care nu este contextuală, adică o expresie a credinței în termenii contemporani ai societății, istoriei și culturii, este o teologie falsă. O altă definiție a termenului de contextualizare este oferită de către David Hasselgrave. În opinia lui, contextualizarea reprezintă uh, încercarea de a comunica unei persoane mesajul, lucrările, cuvintele, voia lui Dumnezeu, într-un mod ce rămâne fidel revelației lui Dumnezeu și a învățăturilor Sfintei Scripturi, dar, în același timp, este relevant față de cei care aud mesajul, dar sensibil la cultura destinatarilor și contextul existențial propriu. Contextualizarea este în același timp atât verbală cât și non-verbală și este legată de o teologizare, să zicem așa. Traducerea Scripturii, interpretarea și aplicarea ei, de un evangelism, de o instruire creștină, de o consolidare și o organizare a bisericilor, de un stil de închinare. În mod concret, contextualizarea deci este legată de toate activitățile implicate în îndeplinirea marii trimiteri. Pe care Mântuitorul ne-a ne încredințat-o. Deși cultura își manifestă influența asupra Bisericii sau chiar asupra modului prin care este vestit mesajul Evangheliei, adevărul fundamental al Scripturii nu trebuie să fie nici alterat, nici diluat. Dar scopul contextualizării ar trebui să fie transformarea culturii prin schimbarea spirituală și socială, având la bază, nu? Adevărul absolut al Scripturii. Așadar, contextualizarea reprezintă. Am putea spune un demers important pe care biserica trebuie să-l interprindă uh, sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru a aduce raza de lumină a Evangheliei și, și Speranței în mijlocul unei culturi corupte și afectate de păcat. În procesul acesta al contextualizării, biserica aflată sub călăuzirea Duhului Sfânt evaluează, încor încorporează și transformă elementele culturii cu scopul de ale aduce sub autoritatea lui Hristos. Nu se poate vorbi despre un model absolut sau o paradigmă perfectă. Singurul care este de săvârșit este Dumnezeu. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu este cel mai bun model pentru Biserică. Închinarea se desfășoară într-un context cultural care poate influența fie înspre bine, fie înspre rău. Care este concluzia? Cultura poate fi un vehicul care să faciliteze închinarea dacă este folosită în mod corespunzător. Acesta este adevărul. Pur și simplu.